ne-a dat lume. Azi încercăm să mergem pe Piatra Mare. Tocmai am plecat de acasă și mergem spre gară. Sunt cu Dani, dar nu se vede în imagini. Tocmai trece plugul pe DN1, dar nu știu de ce, că nu a nins. Mergem la gară, luăm bilete, coborâm în Tibiciu de jos. De acolo avem de mers destul de mult până la Dâmbul Mori. Mergem spre Canionul 7 scări. Urcăm o pantă destul de însemnată, ajungem la cabana, Piatra Mare. Și de acolo mai facem o oră până la vârf. Vremea cred că o să fie super faină azi. Așa că ne vedem mai târziu. Bye. Am luat și biletele. Coborâm la Timișu de jos. Dani, ce faci? Ți-am luat bilet. Avem aici lângă noi și un tren de la Regio Călători. Foarte frumos. Dar noi l-așteptăm pe al nostru în direcția Brașov. E un pic răcoare. Uite trenul nostru cum pleacă. Tocmai am coborât din tren. Suntem în Timișu de jos. Și avem de mers ceva pe șosea până la Dâmbul Mori. Mă așteptam să fie un pic mai frig, sincer, dar pare ok, cât de cât ok. Să vedem cum e pe vârf. Acolo sigur o să fie alte condiții. O să fie zăpadă, dar azi o să se încălzească cât de cât vremea. Aici e timpul să părăsim DN1 și să virăm la dreapta, aici pe pod. Pe la ne îndreptați pe Canionul 7 scări. Noi azi nu o să trecem prin canion, ci pe varianta de lângă, adică pe bulină roșie. Hai să vedem indicatoarele aici. O să avem de mers. Ce alte dune avem aici, Dan? 711. Deci suntem la 711 metri și să ajungem undeva acolo, la 1844. Deci, avem de mers, frate. Cum te simți, Dani? Ok. Îi dăm bice. Ora? 7 și 16. Sunt curios la cât ajungem sus. Oricum o să facem 1000 de pauze, pentru că o să obosesc eu destul de mult.
Este ora 8:20 și am ajuns în locul unde o să ne separăm de drumul care duce la canion. Canionul este în direcția aceea, dar la distanță foarte scurtă. Să noi trebuie să mergem pe Bulina Roșie pentru a evita canionul. La ora asta oricum canionul nu este deschis. Suntem la o altitudine de 963 de metri, deci am avansat un pic de la drumul mori până aici. De la 711 am la 250 de metri. Urmează o urcare susținută până sus. Dar peisajul până aici a fost absolut fantastic. De aici a început să fie și un pic de zăpadă, am întâlnit un pic mai jos. Să vedem cum e drumul. Sper să nu fie cu pământ înghețat, ca să nu ne forțeze un pic limitele. În rest e tot ok, e fain. Vremea ține cu noi, deja este cald, ori m-am încălzit eu. Dani, tu ce ai de zis? Unde ești? Uită-l și pe Dani. Dar nu se poate filma Dani pentru că mă urmărește pe mine aparatul. Deci începem urcarea. Este frumoasă poteca și pe aici, chiar dacă am evitat canionul. Canionul la intrare are o poartă de metal. Încă nu este ora deschiderii. Cine vrea poate să sară poarta, dar este ilegal. Așa că, pentru a evita total canionul, am ales să mergem pe Bulină Roșie. Ajungem practic acolo unde se termină canionul. Iar de acolo ne continuăm drumul spre cabana Piatra Mare. Salut, Dani! Salut! El este Dani, campion național la alergare montană. Cred că este un chin pentru el faptul că l-am adus pe aici, pentru că eu îl încetinesc foarte, foarte mult. El este ca o locomotivă de aia, fără oprire. Minte. Nu mint. Însă eu de-abia mă târâi. Am 108 kg sau ceva de genul. De-abia merg pe aici, frate, mi-a ieșit sufletul. El n-are nimic. Uitați-vă la el. Obosit. Da, atâta tot că suntem un pic obosiți, că niciunul din noi n-a dormit ca lumea seară. Ne continuăm drumul. Nu știu, eu m-am încălzit, nu știu dacă se face și cald, dar bănuiesc că se face cald, eu m-am încălzit foarte rău. Am și foarte multe pe mine. Poteca o să fie în continuare doar cu urcare. Am ajuns la 1014 metri altitudine. Și continuăm să urcăm până la 1844 de metri. După care ne vom întoarce prin alt traseu, în sensul că nu vom mai coborâ pe aici, ci vom coti spre Predeal. Este un traseu destul de lung, dar mai ușor decât pe aici. Dar lung. Vom trece oarecum pe lângă cabana Susai, după care Predeal. Dar mai întâi să vedem dacă ajungem în vârf. Din păcate, am decis să ne oprim aici, pentru că poteca a început să fie foarte înghețată. Am ajuns până la 1208 metri, deci am urcat vreo 500 de metri practic până în locul acesta, am mers 6 km, dar nu putem să riscăm, fiind poteca foarte, foarte înghețată, chiar din acest loc, vă dați seama că mai sus este și mai periculos. Așa că, cu părere de rău, nu o să vedem vârful azi. O lăsăm pe altă dată, cred că mai așteptăm aproape o lună să se mai ducă zăpada măcar de pe traseul care duce până la cabana Piatra Mare. O să facem o întoarcere, mergem spre canion, iar apoi să vedem cu ce ajungem la Brașov. O să vă lăsăm imagini mai departe cu câteva cadre din canion.
Bye bye.
Ne apropiem de finalul acestei plimbări. Am coborât de la 1200 de metri altitudine. Am zis că nu am mai putut înainta din cauza gheții. Surprindere mare la canion. În ciuda faptului că era închis, foarte, foarte multe persoane veneau sau coborau de acolo. Deci, enorm de multă lume. Mergem spre gara Dârste, de unde vom lua un tren spre Bușteni. Iar tura de azi o să o încercăm probabil în altă zi. Pentru noi nu e atât de mare spălarea, pentru că am mai fost acolo. Însă vreau să vă arăt și vouă. În sfârșit am ajuns în gara Dârste. Am mers câțiva kilometri de la Dâmbu Mori până aici. Dar acum mai avem de așteptat încă o oră până la sosirea trenului. Suntem fericiți, suntem un pic obosiți, cu toate că nu avem niciun motiv real, pentru că totuși nu ne-am făcut tot traseul. Dani pare să fie în regulă, nu are absolut nimic, e și el aici cu mine. Mergem să căutăm niște locuri în care să putem să stăm și noi, până vine trenul. Și ne auzim în episodul următor. Bye bye! Adiós.